când ultima dată ați ascultat voi o serenadă la mandolină? Noi l-am cunoscut pe tânărul Daniel Ungureanu și ne-a cucerit prin felul cum cânte la acest instrument. Haideți să vedem împreună reportajul. Cu Daniel în sânul naturii, acolo unde strunele mandolinei sună în toată splendoarea lor. Dar și pentru a afla de la tânărul de 16 ani de unde a moștenit dragostea pentru muzică. Tot a început părinții. Tata au cântat la saxofon și tot îi place muzica, mama îi place muzica și m-am dat deodată la școală muzicală. Pe urmă am început mai serios când profesorul meu, Pavel Țurcan, m-a văzut la un concurs cu orchestra și m-a invitat ca să învăț la școala de artă Alexei Stârcea. Și de acolo am început să învăț mai serios și scopul a fost ca să ajung acum la colegiu să fiu. E mândru că a urmat această cale și că a ținut cont de sfatul tatălui său. Tata mi-a sugerat mandolina și de ce nu? Așa că am început să cânt în mandolină și mi-a plăcut și am continuat mai departe. Mandolina e ceva deosebit, care nu mulți știu despre ea, nu mulți știu să cânte la ea și majoritatea cântă la gitară. Dar mandolina și cobza sunt niște lucruri diferite care nu mulți știu, dar e frumos. Adolescentul a participat la multe concursuri, chiar și peste hotarele Moldovei, unde a reușit să obțină locuri de frunte, dar pentru asta muncește mult. De obicei avem două lecții pe săptămână, dar în general în fiecare zi repet jumătate de oră, o oră, depinde când știu că se apropie un concurs sau ceva de genul, un concert, repet mai mult. Daniel se pricepe de minune la interpretarea pieselor clasice, dar are o pasiune aparte și pentru muzica populară. Și la cât talent și ambiție are, scenele mari și publicul la sigur îl vor primi doar cu aplauze.